Salutare tuturor, aici sunt Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video cu Dying Light 2. Oameni buni, ultima oară când ne-am întâlnit, bine, v-am lăsat așa puțin cu quest-ul ăsta terminat cu armele și am zis, bă, dacă tot suntem aici, hai să vedem totuși cum se termină și ce arme obținem. Și îmi ziceați voi că prin comentarii că vezi că s-ar putea să ai armă prin inventar primită, bă, eu nu văd nimic acum, nu știu ce să vă zic. Pare și nu prea pare că avem această armă în inventar, poate trebuie să fi, nu știu, luat noi de pe undeva anume, trebuie să fi dat claim de pe ceva chestie, că sincer nu-mi dau seama exact cu jocul ăsta și cu cele 5 miliarde de DLC-uri pe care le are. Dar înainte să ne aventurăm, o să așteptăm, o să facem zi, pentru că noaptea am înțeles că este mult mai hardcore față de cum era în trecut. Și ce vă rog, oameni buni, ca de obicei, un micuț like acolo și ar fi super drăguț din partea voastră. Bă, sincer, eu mai țin minte cum reparam arma, cred că trebuie să o stricăm înainte ca să aflăm. Bun, hai să vedem unde ne ducem pentru questa. 1,2 km încolo. Ah, e în Villador, deci trebuie să ne ducem în metrou și din metrou trebuie să ne dăm fast travel. Și ăsta e blocat, nu-i așa? Nu pot să cred. Mamă, și credeam că avem... bine, avem ăsta aici, fast travel ăsta. Stai! Avem fast travel aici, ce ne mai chinuim? Ce ne mai chinuim cu alte prostii pe bune? Adică chiar... chiar mă știam, mă, dar ce repede se încorcă, bă! Ia, ce stau? Chestii noi? Regular mission? Elite mission? Bă, uite, s-au mai adăugat niște chestii. Astea nu era un joc cu Harper mission-urile astea, din ce văd. E ceva chestiuță nouă. Dar azi să-i zicem lui Delta de toată situația asta cu... ce am rezolvat noi cu acele coduri și să vedem unde este zona asta, unde trebuie să ne ducem pentru arme. Că sunt tare curios să vedem cu armele astea care e șpilul. Dar parcă lansatoarele astea te aruncam mai tare sau... sunt eu cu amintirile din copilărie rămase. Oricum știu că s-au produs și multe nerf-uri în stânga și în dreapta, dar echipamentul pe care l-ai s-a mai dat și buff, s-a dat și nerf, dar... ce să-i și faci, nu le poți avea pe toate. Opa! Ia, hai să-i dăm de aici. Deci rezolvăm. Bună, ce boost-uri bată ți-ei. Da, parcurul parcă e leacă mai știu. Ce ați văzut că e o setare la parcur ce poate fi schimbată? Parcur physical assisted. A, nu, lăsăm pe physical, frate. Nu, nu, nu. Noi pe physical l-am tot jucat mereu. Că e modul ăsta așa un pic mai... mai controlat de tine. Nu să te... care cumva jocul, gen să-ți dea... automat niște chestii. Bă, o să trească să sărim, să intrăm pe aici. Avem... avem vreo urcare de-asta. Scuzați-mă. Suie-te, mă, ce faci? Uite-te la șchetarea ta asta și mâine, lasă-mă. Bun. Păi și de aici? A, dă-te, mă, jos. N-am văzut asta. Bună. You better have my shit or I'll charge you extra for wasting my time. Then I'll fucking kill you. Trebuie să ieși la here for a meeting. A meeting? Who the fuck are you? Aiden Caldwell. I'm a pilgrim. Are you Delta? Tuckhead's hiring pilgrims now. Yep. What do you want for the code? You're not with Tuckhead, are you? Nope. The code's not for sale. Not to you. I need you to sell me that code, not Tuckhead, yeah? So what do you want for it? Pilgrim, huh? All right. Pilgrim, here's the list. Oh. Deci să faci rost de niște chestii, aparent. I mean, this stuff is rare as hell. I know where to find it. All right, where do I find the stuff? I'll mark your map. Don't come back without all the stuff on that list. The cherry is optional. I'll be back. Don't sell the code optional to anyone else. No promises. Ok, deci are codul de care avem noi nevoie să găsim armele, dar aparent e pus la vânzare, cum s-ar spune, și noi încercăm acum să facem rost de codul ăsta cumva. Cât de departe o fi unde trebuie să ne ducem? Mă, ce? Pe bune că trebuie să dai F la chestia asta. Chestia asta ar trebui să funcționeze ca în Assassin's Creed. Gen automat.
Stai așa să planăm și noi mai încolo. Optidul. Dar sincer îmi place cum arată jocul acum și cum se mișcă și toate alea. Se vede că au făcut niște mici schimbări pe aici, pe acolo. Adică chiar au încercat să-l îmbunătățească. Eu când v-am spus de inițial că jocul nu e așa grozav, m-a făcut nebun și că sunt hater, dar... Păi mi-ați dat dreptate. Prea era ce trebuie jocul atunci. Opa. Help. Survivor mission. Mamă, ce sunt astea? Start mission. Mă, te pune acum mai nou să joci și co-op? Mamă, e vieți anume, fii atent. Wowzers. S-a schimbat situația, bă, băiatule. Bă, uite, asta ar fi o chestie faină, să-l joc și co-op jocul ăsta. Chiar ar fi o schemă, sincer. Hai că speram că o să dau gliderul și mi-am dat capul de pereți de aia, ok. Despre ce vorbim? Mamă, am ocolit. Am sărit pe lângă stâlpul ăla, cam aiurea. Obtain Delta Rare Medicine. Mamă, ce... Asta e mișcarea mea favorită. A, aici! Ui. Te-am ce-am făcut ăsta? Mutilation time. Asta o să bubuie. Asta o să bubuie. Nimic aici. Te am văzut că mai sare câteva frame-uri din când în când OBS-ul. Prea multă activitate pe ecran. Prea bună mă schema asta. Ce mă? Păi și unde-s un medicine? Am găsit unul, ok. Stai, ne vindecăm cu apă? Haideți, eu nu t-am apăsat eu prost. Hai mă. Să zicem. A, trebuia să spamez acolo și să dau o dată ca să inițiezi și după aia să spamez. Așa, unde ar mai putea fi? Aici, cred. Țac, țac, uite medicamentele. 2 din 4. E ducem și jos, nu? Mă, care mă... Șara mătii. Damn, the queen coding overloaded. Pleacă lăguțul. Deci dacă n-am mai avut probleme de asta de mult. Oh. Mamă, stai că se adună tot orașul aici. Nu e idee bună. Și ar mai putea fi de asta? Hai ușa asta nu se deschide, deci cred că jos sub asta. Oh. Pe aici? Connector, da, mulțumim, nu mă interesează aspectul ăsta. A, dar de aici am venit. Surprinzător că laghează OBS-ul. Bine, laghează, îmi dă schimb la frame-uri. Da, să fie toată zona asta? Sau unde e? Pentru că nu le găsesc, medicamentele astea. Sau pot fi și în alte recipiente și nu știu eu. Pare să fie și prin alte recipiente, să zici că ar fi vreo chestie.
Așa un pic încerc să văd o treabă aici, bun. A, ba da, mă, uite că pot fi și afară. Și a rămas eu așa pierdut pe lumea asta. A, cred că știu eu care e problema de îmi face mie puțin probleme OBS-ul. Gata, cred că acum ar trebui să fie ok. Era un tab de crom care rula ceva și nu știam eu. Probleme existențiale, un cromul ăsta mereu ne mănâncă viața. Bine, să sperăm că asta fixează totul, să aflăm după dacă asta era treaba. Obiectivul 1 și 2. Hai să stingem asta că nu ne mai trebuie. Da, mă, dar o să mă usuce asta cu quest-ul pentru arme. Așa. Ok, asta trebuie să fie așa? Aici nu pare să trebuie să fi fost așa chestia asta. Ok, jocul cred că se cam destramă. Oh, i-au făcut ei reload-ul, dar nu cred că l-au făcut cum trebuie, băieți. Mai produc un pic de minibug-uri pe aici pe acolo, cât să și repare, mă, băiatule. Sunt și niște developeri acolo, cât să rezolve. Ceva cristale. Că trebuie să găsim ceva cristal aici. Noi suntem la 1 aici, nu? Da, la 1. N-am apucat să citesc ceva. Data scria parcă. Very rare crystals. Ok, stai un pic așa că e nasolică situația. Stai, mă, că mă gâdi la unul la fund. Uliu! Siguranță sunt coșurile astea. Yep. Deci tot coșurile astea trebuie să găsim. Uite, încă unul acolo. E unul ăla care vomită sau bubuie. Vomită. Se vomite și în altă parte. Uite coșul. Încă un coș trebuie să mai fie pe aici. S-ar putea să fie în clădirea asta, nu știu sigur. O să te sui în clădirea asta? Ai vreo intrare pe undeva? Nu cred. O să te sui pe clădirea asta? Dar pe clădire nu pare să fie... Mamă, stai că vomitează ăsta. N-ai basălia. Ok, m-am dus prea departe. Păi ăsta l-am luat. Bă, dar ce face un caracter o să-mi piedică în picioare? Legit. You're leaving the mission area. Gata, scuză-o. Cer și eu să descopăr unde Dumnezeu trebuie să mergem. Cred că aici sus e, mă. Au. Ei, trebuie să mă duc să-i dau un picior. Unde ar putea fi atunci? Deci unul aici, unul acolo. Ok, știu, acum ieșim din ăsta. Oh! Wow, era pe partea asta, nici că l-observam. Mă jur că nici l-am observat pe ăsta. Ar trebui să facem mai multe misiuni de genul ăsta sau asta e doar una singură și pe aia ne dă codurile? Bun, ia hai să vedem cum ajungem acum pe partea alaltă. Băi, bine, am rezistat eroic cu HP-ul ăsta puțin.
Chiar am rezistat destul de eroic. Ce-a făcut ăsta? A uitat să se mai prindă de marginea mașinii. Eu mă tot mă opresc în aer, pentru cei care se întreabă de ce pare că mă opresc în aer, că eu dau ăla să scop paragliderul. Și nu mi-l scoate. A, aici trebuie să căutăm. Bă, dacă mă așa ăștia. Alo. Mamă, ce-s cu ăștia, mă? Bă, dar ce-s cu ăștia, mă? Hai, repede, o să murim cel mai probabil curând. Rehași pe și-o idee. Bă, dar n-am niciun pic de healing. I. Crafting. Dar nu pot să craftez healer deloc. Mamă, nu pot să fac absolut niciun healing. Au, cumva ne la regen. E tot nu înțeleg ăsta cum funcționează. Mai ții minte dacă m-am bătut cu ăsta. Parcă mi-era unul pe aici. M-a ratat. Alu, ăsta trebuie să-i dai în spate. Haide, 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 haide. Nu! Rasa ta. Turbatule. Oh my god. Unde e oare? A mers și gliderul ăsta, Doamne sfinte. A rupt gliderul ăsta. Parcă tot nu prea se prinde de anumite chestii, nu știu, poate fac eu ceva greșit, cu siguranță, nu zic nu, dar... Doar putea fi, mă, ultimul. Ah! A plecat și cristale. Acum trebuie să ne clear the way. Mamă, unde clear the way? Nu prea mă încântă ideea asta de clear the way. Aici. Adică trebuie să bag chestia aia de acolo sau cum, că nu mă prind. Cam așa pare. Puiule. Charge.
ta, mă. Mi-a dat decât 3 ani. 3 ani am stat cu el. Trebuie să ne refacem armele, boys. Legit, dacă vreau să mai continui cu astea. Bun, acestea sunt altfel de misiuni. Interesant. Reputation. Ia uite, bă, câte chestiuțe pe aici. Ne-a dat Pilgrim Legendary Package. Țineți-vă. Țineți-vă. Bine, se simte cumva, cred că ăsta ar fi trebuit să-l faci măcar încă unul. Need to open in your backpack. Unde e ăsta? Open. A plecat lopata, bro. Și C4. Și healing. Ne-a rupt. Ne-a rupt. Respect. Aia zic. Bun, și acum a făcut costul pentru asta? Return to Delta. 200 de metri. Bă, nebunie cu misiunile astea, n-am să vă mint. Chiar nebunie curată. Destul de turbate. Cât ai de muncă la ele. Repede că se pornește războiul. Unde era, mă, ființa asta? La 100 de șoc, mamă, era departe rău. Scuzați-mă, încă n-a dispărut usea. Poate curând. Așa, mă, pe aici. Opa, așa. Nice. Ți-am adus lucrurile, nu mai vorbi prostii. I got it. De ce și-a trecut brațele prin corp? Fuck off! It's all there! Incredible. I'm almost impressed. Just give me the code. A deal's a deal, even if you don't like me. Maybe I do like you. Maybe I keep you talking. I lean on one foot. Hip cocked. Play with my hair. We share a laugh. Now I'm sitting beside you. We've talked for hours. Ce-ar mă fata asta, mai prăjită? It's awkward. Then it's passionate. In the morning, I surprise myself. I don't tell you to fuck off. Să vrea să facă sex cu mine sau ce? Inevitably, because of the world we live in, I lose you. You think I don't like you. Please. Sounds like you lost someone. Duh. Someone close. Didn't everyone? Only thing is, I'm not prepared to do it again. Nice knowing you, Agent Caldwell. Thank you for the shopping. Enjoy your code. Now, fuck off. Now, go help people. It suits you. Ia să vedem, o poate obținem armele la o dată. Jay, you there? Delta gave up the code. Good. I hope no one got hurt. No, we saved ourselves some pain. All right. The only way to Gatsby? I can be. Don't mess around. You're not the only one who knows about him. Tackhead? Tackhead. Get the Gatsby first. Got it. Okay. Well, that's just Gatsby. 600 de metri încolo. Avem fast travel până acolo? Oh, ar trebui, pentru că e în zona asta. Hai, mă, să facem. Cel mai simplu, așa. Enter the Dark Zone. Ce Dark Zone, băiatule? Ești prăjit? Ești mega prăjit. Să de metri încolo. Bine, zona asta era un Dark Zone, cel mai probabil. Dar nu mai ține minte toate detaliile. Băieții ăia o să mă ignore puțin. Dacă își rulează alarma. Să o ruleze cât vrea el, mult și bine, eu nu mă întorc acolo. Nu mă întorc, absolut, uliu. Hai sus.
Mamă, la fix. Ok. E tormentat de toți. Nice. Jay, he's not here. You sure? Da. Oh. Yeah, right. Yo, chef, Nick Balsh. Should I come to you? I'll call you back. You Gatsby? I sold the code. Ta. Why did you hide? Because I sold the code. I fucked up, man. I fucked up. Who'd you sell it to? Some guys. Bandits, probably. Okay, definitely. I sold it to bandits. Fuck me. Unde găsim bandiți ăștia? Maybe we can still get it back. Can you help me find these bandits? Yeah, of course I can. Can't say no, huh? Fuck. Okay. They have a camp by the water. They're probably there now, waiting for Tackhead. Tackhead, ah, okay. Huh? He in on this too? Clar că va implica și Tackhead. Oh well. 500 de metri, mamă. N-avem fast travel până la punctul ăsta? Mamă, nu poți deschizi harta cât timp ești în ăsta. Cât timp ești în glider mode, nu te lasă. Bine, partea bună e că putem călători relativ destul de ok până acolo. În speranța că poate găsim vreo gură de ventilație să ne mai arunce. Jay? Hell of a time to vanish on me, Jay. Superb! Absolut superb! Mai dai și cu ăsta așa un pic și sus ne-am dus. Am uitat cât de practic era gliderul ăsta. Mamă, dar chiar e necesar să mergem 5.000 de gunoi la altitudinea asta? E că înțeleg că vrei să adaugi atmosferă jocului, dar să-ți arunce 5.000 de gunoaie în față, ca și cum, mamă, vezi că e mizerabil peste tot. Find the bandits. No bandidos. Niște suliți. S'il vous plaît, monsieur. Tackhead. You just found trouble, friend. Hey, guys, let's settle this amicably, huh? Or not. I've got you now. I-a zburat piciorul. Și codurile? Aha. Hey, look. I'm sorry about this. Dar? Tackhead get to you, Gatsby? Yeah. Just can't say no, can you? He's gonna build a bandit paradise. No more PK survivor renegade bullshit. Sounds really good. He said I could join. You did all this to become a bandit? Yeah. So, I guess we aren't gonna. Deci ne-a trădat. Ha, bă, Nicu Balș, ce facem? Jay, Gatsby's dead, but I got the code. Jay, there? Gatsby was helpful. Never once did he say no. You killed him. Da. Still, never mind.
An opportunity to save a friend shall soon present itself. Where's Jay? Think back. Where did he think he was going? Muddy ground, was it? Yeah, muddy ground. Mam. Dar, boys, cred că noi scoțăm misiunea asta data viitoare. Așa că dacă vreți să vedeți cum e cu noile arme, că nu o să reușim să le obținem, poate să sperăm data viitoare. Și sunt foarte bine ce ai să spun. Dați like, subscribe și comment și ne auzim video următor. Pa, pa, pa!